la pipie, da. Vine imediat, ea a băut mult apă plată. No! Să trăiți. Sunt cu Dinu și cu Dea Maxer. Puteți să inventezi orice. Bă, nu mă mai face de râs. Nu mai răspunde la telefon. Cum să zici că sunt... Sună domnul director, nu puteam să vă taie din leapă. Ia-ți-mi la mea, treci mea, că dacă nu se la mare. Eu plec la mare. Miss Plaja a adunat și anul acesta frumuseți din toate colțurile țării, dornice să câștige marele premiu. Domnilor și domnilor, bine ați venit la concursul Miss Plaja 2020. Doamnelor și domnilor, suntem Dea și Dinu Maxer și ne bucurăm tare mult că ne întâlnim și anul acesta. A trecut un an de la majoratul concursului Miss Plaja, al 19-lea an. Este cel mai longeviv concurs de Miss din România. Așa au dat startul concursului Dinu și Dea Maxer, care prezintă Miss Plaja de câțiva ani și chiar dacă sunt nevoiți să petreacă ore bune în caniculă, nu renunță. Așa cum v-am obișnuit, prima probă este ținută de seară. Chiar dacă suntem pe malul lacului, chiar dacă este soarele sus, vrem să le vedem și elegante pe domnișoare. Te-am lăsat pe tine mai la mal, în cazul în care o să tragi cu ochiul, să știi că te voi răcori. Iată-ne la prima concurentă. Ea este Elisa Coman din București. Elisa are 18 ani, este născută în zodia Capricorn. Este elevă. Culoarea ei preferată este... Dacă termometrul indica peste 35 de grade Celsius, fetele aspirante la titlul de Miss Plaja nu s-au plâns nicio secundă și au încheiat cu brio prima probă. Îi spuneam să nu mi se vadă fundul, să nu se vadă la poze. Am tras rochița mai jos. Asta faceți voi în pauzele de filmări de la Miss Plaja, poze? Luam, după cum vezi, lecții de navigat, glumesc. L-am tras pe din aici în colț pentru că voiam să îmi facă și mie niște poze de vacanță. Nu, mă, de fapt n-am vrut să văd cum se schimbă fetele, înțelegi aia. Și asta a fost, și asta a fost un motiv cei drept. Ne bucurăm că ai mei au rămas la hotel cu copiii și avem și noi câteva momente de relaxare în pauzele de la concurs. Faceți voi, dragilor, parte din conceptul și concursul Miss Plaja? 8 ani, cred, suntem consecutiv și împreună. Da. Pentru că inițial Dinu a prezentat emisiunea singur. Ce este important și ne lăudăm cu asta, pentru că Miss Plaja este cel mai longeviv concurs de Miss din România, are 19 ani, deci iată a trecut un an de la majorat, an pe care l-am sărbătorit vara trecută. Cum poți tu de ea să stai liniștită când Dinu e înconjurat de atâtea fete frumoase? Oana știu ce am acasă, că altfel doarme pe preș la ușă. Glumesc, evident. Dar cum ar fi reacționat Dinu dacă în concurs erau și băieți? Dacă era și cu băieți, da, era greu. Probabil mă ducea mai des la sală. Sau stătea mai mult la plajă, că mă cer cu el că nu se bronzează. Deși stă pe litoralul românesc tot sezonul estival, Dea are o mare nemulțumire și totul este legat de soțul ei. Eu nu înțeleg. Soțul meu de 15 ani, de când noi suntem împreună, nu mă lasă să stau deloc la soare. Eu de-aia sunt albă mereu, să știți. Momentul mult așteptat a sosit. Defilarea în costum de baie. Nu înainte însă de a afla de la organizatorul evenimentului, Manuel Kermani, care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă câștigătoarea. Ascultătoare? Jumătate. Jumătate? Zâmbet. 6. Zâmbet, am auzit că nu prea zâmbesc fetele, nu? Zâmbesc, nu știu, sunt supărat pe viața. 7. Eu cred că fetele au emoții. Emoții, cred că asta și eu. 8. La ce să se aștepte fetele după acest concurs? Câștig o premiu și știi că după premiu are sigur o viitoare de carieră în televiziune, cântărețe, Alexandra Stan a fost la 14 ani, multe fete și toate fetele doresc asta. Am înțeles. Deci cumva participi la Miss Plaja și ai succesul garantat. Dacă are voință, da. 12. Dar ce contează cel mai mult în experiența de 19 ani? Atitudinea sau ținuta? Atitudine, ascultătoare, puntualitate, mai mult asta. Deci e cumva un cumul, nu neapărat, doar dacă sunt frumoase fetele, nu înseamnă că vor și câștiga, nu? Nu ai. 15.
Fetele, ce așteptări au? Sunt câteva emoții pentru că sunt foarte multe fete frumoase, dar să sperăm că în finală va fi bine. Cea mai bună să câștige. Ce așteptări aveți după finalul concursului? Îmi doresc foarte mult să fie o rampă de lansare pentru mine în televiziune, deoarece este cariera care mi-o doresc să o fac pe viitor. Același lucru. Defilarea fetelor în costum de baie a fost un succes. Dinu Maxer și Fabian Sanchez au mai îndulcit așteptarea fetelor cu muzica lor. A venit momentul desemnării câștigătoarei titlului de Miss Plaja, nu înainte de a fi oferite premiile speciale. Miss Simpatica, Miss Fițe sau Miss Bronzata? Câștigătoarea Miss Plaja 2020. Numele ei este... Mariana Burcea. Aplauze pentru concurenta cu numărul 20. Iată un număr norocos care în 2020 a câștigat titlul de Miss Plaja. Mariana are 22 de ani, este născută în Zodia Vărsător și este studentă. Felicitări fetelor, iată avem podiumul. Mulțumim. Vă așteptați? Chiar nu. Tu mi-ai spus că îți dorești, nu știu dacă te așteptai. Să câștig, am muncit foarte mult să ajung aici, chiar sunt fericită. Nu mă așteptam, aveam emoții, dar într-un final este bine, am câștigat și sunt foarte fericită. Pentru tine să vezi toate premiile speciale. Mari emoții, am avut foarte mari emoții și cu cât se apropia de cele trei locuri, deja erau din ce în ce mai mari emoțiile, dar în final am câștigat și sunt foarte fericită. Sunt foarte mândră că am reușit să ajung aici, am muncit, am fost ambițioasă și cu siguranță voi ajunge mai sus de atât. Ce planuri aveți acum după semnarea contractului? Să continuăm ce am început, zic și eu. Da, la fel, să mergem mai departe. Eu îmi doresc să intru în televiziune și voi munci pentru asta. Vreau să ajung la București, cât mai sus, bineînțeles. Mi-aș dori să devin prezentator TV sau actriță, orice. Încep de jos, de la zero prima dată și vedem ce va fi.